Festivalul de film de la Berlin a debutat aseară cu proiecția filmului True Grit. Pe covorul roșu s-au înghesuit zeci de vedete. Totuși, în ciuda ceremoniei fastuoase de deschidere, evenimentul este umbrit de absența unuia dintre membrii de vază ai jurului. Este vorba despre regizorul iranian Jafar Panahi, care se află în arest. Cea de-a 61-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin a început cu proiecția peliculei True Grit. Producția a obținut 10 nominalizări la Oscar și are în distribuție nume mari precum Matt Damon și Jeff Bridges. Totuși, filmul a fost prezentat în afara competiției. Alte 400 de pelicule se vor bate în următoarele 10 zile pentru premiile puse în joc. Juriul va fi prezidat de celebra actriță Isabella Rossellini. To see films and to see talents and to see also films from countries that, because I live in the United States, maybe films from Turkey or Israel. There is film that I don't think I would see easily if it was in another situation. Marele absent al festivalului este regizorul iranian Jafar Panahi, unul dintre cei mai importanți membri ai juriului. Acesta se află în închisoare. El a fost închis de regimul de la Teheran pentru că i-ar fi incitat pe susținătorii opoziției să iasă în stradă după alegerile din 2009. Es war natürlich nicht so geplant. Wir wollten den Jafar ja wirklich haben. Wir hatten den Jafar Panahi. Wir hatten den ja schon letztes Jahr eingeladen gehabt. Dann hat es nicht passiert jetzt. Organizatorii vor păstra un scaun liber la masa juriului pe toată durata festivalului pentru a marca absența iranianului.